Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Încă de când eram mici, am fost învățați să stăm în apărarea adevărului, să apărăm principiile, să apărăm valorile, să fim acolo lângă Dumnezeu, să-l apărăm pe Dumnezeu, să apărăm Biserica, să apărăm tot felul de lucruri. Eu nu spun că nu trebuie să fim consecvenți și că nu trebuie să luptăm pentru anumite valori, însă, în esență, lupta aceasta este una inutilă, pentru că spunea un, anonim, un autor anonim, esența pură a adevărului nu moare niciodată. Îi auzeam pe foarte mulți frământați, ce o să se întâmple dacă nu o să mai fim noi? O să moară biserica, o să se ducă de râpă cauza adevărului, Da, de unde? Nu trebuie să ne facem probleme de felul acesta, pentru că adevărul, esența pură a lui, nu moare niciodată. Ba, din potrivă, dacă stai de partea adevărului, este un beneficiu pentru tine și un confort, pentru că te ajută să rămâi consecvent, te ajută să nu te pierzi în marea gloată, te ajută să ai moralitate, să ai principii, dar nu stai acolo ca să aperi adevărul, ci ca. Tu să rămâi o persoană integră. Mi-aduc aminte, citeam recent o povestire din vremea războiului scrisă în jurnal de Regina Maria, de Regina soția Regelui Ferdinand, care prezenta o noapte foarte grea pentru soldații care au luptat în primul război mondial. Erau în apropierea unui sat, era un frig cumplit, era iarnă, un crivăț puternic, și la un moment dat, soldații aveau de păzit și niște prizonieri și nu mai aveau lemne. Era într-o câmpie deschisă și au căutat un adăpost, dar lemnele erau foarte puține, focul a, a, aproape se stinsese și era o mare problemă. Puteau să înghețe în noaptea aceea. Și toți soldații se uitau unii la alții, cine să meargă prin viscolul acela, prin noaptea aceea turbată de îngheț, de frig, de tot ce este mai rău și de război pe deasupra, să cauți lemne. Și toți și-au îndreptat privirea spre cel care era mai zdravân, mai voinic, unul, un soldat numit Vasile. Și el s-a uitat așa la ceilalți și a zis, dar ce vă tot uitați la mine? Lăsați-mă în pace! Ce să mă duc eu să caut lemne? Voi nu vedeți ce frig este, ce viscol? Cum să mă duc eu pe vremea asta să caut lemne? Unde? Nu-i nicio pădure pe aici! Și în cele din urmă, fiind atât de insistenți cu privirile lor, văzându-i că îngheață pur și simplu, s-a lăsat în duplecat și a luat arma în spinare și s-a dus pe câmp și la un moment dat, în, în Toată acea vreme urâtă s-a împiedicat de ceva, și la umbra, la lumina lunii, cât se, se putea vedea, așa foarte, foarte vag, a văzut trei cruci. Și știți cum sunt românii inventivi? Imediat a venit în minte ideea să iau una dintre acele cruci și să o ducă să o ardă. S-a dus, bineînțeles, să smulgă crucea din pământ, una dintre cruci din pământ, însă crucea nu se dădea scoasă sub nicio formă. A fost o luptă a lui cu crucea să o scoată din pământ. S-a gândit în inima lui, oare e bine ce fac, oare nu fac un sacrilegiu, nu fac o impietate, să iau crucea care simbolizează sacrificiului lui Hristos și soart o ard pe foc, dar în cele din urmă și-a zis, auzi, păi da, noi înghețăm aici, până la urmă, dacă ardem o cruce din lemn, asta e, dar cel puțin supraviețuim. Și în cele din urmă, căznindu-se, a reușit să smulgă crucea din pământ, să o pună pe spinare și ca un fel de drum al golgotei, s-a târât cu crucea în spate până la tranșee și a trântit-o de pământ. Când au văzut-o cei de acolo, au zis: Cum se poate așa ceva? Să vii cu o cruce aici, apărătorii adevărului? Să ardem noi crucea lui Hristos pe foc ca să ne încălzim, mai bine murim, a zis cel care era superior în grad. Nu se poate așa ceva. Nu ardem crucea, nu ardem crucea. Și povestea unul dintre ei că a dus o luptă extraordinară: să ardă sau să nu ardă crucea. Însă, din cauza frigului, au căzut cu toții în, în visarea aceea care este anterioară înghețului și Dimineață când s-au trezit, unul dintre ei spunea că a văzut imaginea lui Isus Hristos și crucea arsă, băgată pe foc, prin care Isus transmitea un mesaj că nimic nu este mai prețios decât viața și că jertfa lui a fost tocmai pentru ca să-i salveze pe oameni, nu simbolurile sfinte. Niciun simbol nu este prea sfânt când este vorba de salvarea unui om, de salvarea unei vieți. Iar în istoria biblică, dacă citiți, au fost momente în care Dumnezeu însuși spune, chiar dacă am dat o lege, chiar dacă am dat anumite directive, sunt dispus să fac rabat de la ele de data aceasta pentru ca oamenii să fie fericiți, să fie bucuroși. Era o situație în care oamenii nu apucaseră să facă sfânta curățire pentru Paște și din vremea nu știu cărui împărat, nu mai sărbătoriseră Paștele. Fuseseră împrășteați prin toate locurile, uitaseră de sărbătoarea aceasta și în momentul în care erau adunați la oaltă, omului Dumnezeu a venit și a zis Doamne, ce să facem? Uite, sunt mulți care n-au făcut curățirea pentru Paști. La care Dumnezeu spune, auzi, lasă-i să prăznuiască, să fie fericiți pentru că și dacă n-au făcut această sfântă curățire, sunt mai fericiți să-i văd împreună, sunt mai fericiți să-i văd că serbează se Paștele decât să se ducă să se împiedice de legea aceasta pe care am dat-o eu și după aia să nu mai sărbătorească Paștele niciodată. De multe ori sunt, suntem prea justițiari în apărarea adevărului. Adevărul nu are nevoie să fie apărat. Însă, dacă stai de partea adevărului, ești apărat. Asta este marea descoperire. Nu tu aperi adevărul, ci adevărul te apără pe tine. Chiar spunea Mântuitorul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, adică liberi. Mari oameni ai lui Dumnezeu au avut privilegiul acesta de a sta lângă adevăr și de a da o mărturie pentru adevăr în favoarea lui. Însă adevărul le-a slujit lor mai mult decât au slujit ei adevărului. Să dăm câteva exemple. Primul care vine în minte este cel al lui Noe. Descrierea pe care o face Dumnezeu aici în Cartea Genezei la capitolul 6 este cât se poate de nefericită. Fiți atenți! când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Duhul Domnului a zis, Duhul meu nu va rămâne pur în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Domnul, zice versetul 5, a văzut că răutatea oamenilor era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. O societate în care s-au pierdut reperele, în care oamenii și-au pus ca țintă să înfăptuiască răul, doar răul. Ce să mai inventăm în materie de păcat? Ce să mai inventăm în materie de răutate? Și în loc să zică Dumnezeu, auzi Moise, tu trebuie să lupți împotriva oamenilor acestora trebuie să faci niște demersuri prin care să le spui că sunt nenorociți, că sunt vai de capul lor, că o să fie nimiciți. Cu toate că predicarea lui Noe conținea și aspecte care vizau venirea potopului, din partea lui Dumnezeu nu apare o abordare agresivă împotriva societății stricate în mijlocul căreia treia Noe. Dumnezeu vine la el și spune așa. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Era plin de silnicie, adică de violență. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură stricase calea pe pământ. Deci, ăsta era peisajul. Totul era putred, era stricat. Și aici nu este un raport făcut de media, în care mai nou și vremea, meteo, a devenit, a devenit o apocalipsă. Cod portocaliu, verde cu picățele, mov, tăiat în dungi. Vai, atâtea secete și așa o, o iarnă grea, n-a mai fost de 100 de ani și totul exagerat. Nu despre asta vorbim. Și des, vorbim despre o descriere pe care o face Dumnezeu, prin cuvântul său, într-o manieră cât se poate de obiectivă. Fără încercarea de a distrage sau de a atrage atenția într-o anumită direcție. Este oglinda pe care Dumnezeu o pune acelei societăți. Atunci, în societatea asta stricată, îndreptată în fiecare zi, nu mai spre rău. Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiind că au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Dar, care trebuie să fie atitudinea ta? Făți, o corabie din lemn de gofer sau de chiparos. Corabia aceasta sunt parți în cămăruțe și -i dă Dumnezeu detaliile cum să facă această corabie. Cu alte cuvinte, în loc să devii reactiv, fii proactiv. Fă ceva care să atragă atenția, fără să intri într-o luptă directă, încrâncenată cu ei, păstrează-ți valorile, dar începe să lucrezi la ceva. Cât de multe mesaje de genul acesta întâlniți în societatea de astăzi? Toată lumea știe să spună ce nu este în regulă sau că nu este în regulă ceva, dar să faci ceva, să construiești ceva lângă prea puțini. Guvernul este așa, casa de pensie este așa, politicienii sunt așa, corupția este în floare. Toți știu să spună ce nu funcționează. Dar cum să construiești ceva astfel încât lucrurile să meargă și tu să poți fi angrenat într-o activitate pozitivă care să te zidească pe tine și să-i antreneze și pe ceilalți, prea puțin fac lucrul acesta. Se mulțumesc doar cu a sublinia și a descrie ceea ce nu este bine. Pare păi fi putut să-i spună Dumnezeului Noe ceva de genul. Noi, fii atent! Ăștia sunt niște nenorociți. Uite păcatele lor, te rog frumos, fă-lista și începe să-i ciurui, tată, cu mitraliera și cu sabia cuvântului, să nu scape niciunul, să le spui în detaliu ce fac, că sunt niște stricați, că sunt niște oameni care și-au pierdut orice orientare, orice direcție. Asta trebuie să faci. Nu, Dumnezeu nu-i spune asta. Dumnezeu îi spune, apucă-te să construiești o corabie, îi dă de lucru. V-ați întrebat de ce? Pentru că atunci când lucrezi, ești creativ. Atunci când lucrezi, mintea poate să se conecteze la Dumnezeu. Atunci când lucrezi, ești mai puțin tentat să mergi spre lucrurile acestea legate de depresie, de negativism, de critică. Pentru că tu ești atunci în a construi ceva, într-un proces de creație. Și Dumnezeu i-a dat de lucrul lui Noe 120 de ani. Și a spus: Uite, asta este opera ta pe care trebuie să o construiești. Și va fi și mijlocul prin care tu vei fi salvat. Nu discursurile foarte acide te vor scăpa de potop, dar corabia pe care tu o construiești te va ajuta să-ți salvezi sufletul și familia. Și dacă vor vrea unii să plece urechea la ceea ce faci tu, să vadă că de fapt vine un potop, asta este altă problemă. Dacă nu, este problema lor. Făți o corabie din lemn de gofer, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe, să o te încuiești cu smoală pe dinăuntru, pe din afară și dă dimensiunile, îi dă instrucțiunile cum să construiască această corabie. Apoi, după ce corabia a fost terminată. Înainte cu puțin timp de venirea potopului, Dumnezeu i-a transmis un mesaj lui Noe, care sună așa. Domnul a zis lui Noe, capitolul 7 cu versetul 1, nu Intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Ce s-a considerat lui uh, noi neprihănire? Faptul că s-a certat cu oamenii din vremea lui, că le-a transmis tot felul de mesaje, acide, sau faptul că a fost consecvent la construirea arcei, a dus la bun sfârșit lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu și acum era gata să beneficieze de lucrul mâinilor lui de atâta timp. Și Dumnezeu a zis, uite, am văzut, ai dus la bun sfârșit ceea ce trebuia împlinit, ceea ce ți-am spus. Acum intră în Corabie, tu și casa ta, peste șapte zile voi trimite potopul. Imaginați-vă ce ar fi însemnat viața lui Noe dacă 120 de ani doar ar fi stat să predice. Să arate lumii cât de bun este el și cât de răi sunt ei. Și pe bună dreptate. Însă, în toată această perioadă, pe lângă predicare, Noe a lucrat mai mult decât a predicat, sau a predicat lucrând, și mesajul pe care l-a transmis a avut o forță mult mai mare, cu toate că n-au fost niciunii dintre ei interesați de ceea ce dorea să le transmită. Aș vrea să înțelegem că adevărul nu are nevoie de apărători. Adevărul ne apără pe noi dacă stăm de partea lui, dar el rămâne în picioare chiar dacă toți l-ar părăsi. Potopul ar fi venit oricum. Însă, Noe a putut să fie salvat pentru că a ascultat de Dumnezeu, pentru că s-a apucat să construiască arca, mijlocul de salvare și pentru că i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Aș vrea să Ieșim din capcana aceasta prin care credem că noi apărăm adevărul și dacă nu suntem noi, adevărul, cine știe ce se întâmple cu el. Nu! Adevărul va rămâne adevăr întotdeauna. Însă, dacă rămânem de partea lui Dumnezeu, acest adevăr ne poate salva și ne poate elibera. Mai sunt și alți oameni ai lui Dumnezeu care au stat lângă adevăr și care au fost salvați, rămânând de partea adevărului. E vorba de Lot în Sodoma. O cetate stricată, o cetate plină de oameni nelegiți, o cetate în care nelegiuirea a devenit violentă. În capitolul 19, dacă deschidem Sfânta Scriptură, Cartea Genezei, un moment în care, de asemenea, Dumnezeu îi spune lui Lot, să iasă afară din Sodoma pentru că locul acela a devenit de nesuportat înaintea lui Dumnezeu. Însă, mesajul lui Dumnezeu este cât se poate declar. Nu te mai lupta cu oamenii de aici. Ieși, ieși. O altă metodă de a sta de partea adevărului, pe lângă a construi ceva care să țină, care să dureze, este aceea de a te detașa. De mediul nelegiuit. Ieși de acolo. A, am vrut să-i schimb, vreau să predic, vreau să. Da, pot să faci lucrul ăsta, dar dacă vezi că nu se poate, ieși de acolo. Și mesajul lui Dumnezeu este: dacă vrei să stai de partea adevărului, pe lângă construcția pe care o faci cu ajutorul vieții tale, pe lângă slujirea ta, Uneori trebuie să ieși, să te delimitezi de minciună, de bârfă, de răutate, de călcarea legii lui Dumnezeu, de corupție, de furt, de curvie, de adulter, de toate celelalte lucruri. Trebuie să ieși, să te delimitezi. Pentru că a lupta împotriva curentului este prea riscant. Și a devenit atât de riscant pentru lot încât a trebuit să fie scos de îngeri și luat pe sus. Lot, tu pricepi? Dumnezeu vrea să nimicească locul acesta. Și într-adevăr a fost o luptă pentru Lot. A trebuit să iasă de acolo și să vadă cum toată agoniseala lui este arsă de foc, și cum familia lui rămâne acolo, o parte din, însemnată din familie, soția lui se transformă într-un stâlp de sare scapă el cu cele două ofice ale lui, care erau la fel de stricate precum locuitorii din Sodoma. O mare pierdere. Însă, Lot nu a trebuit să apere adevărul, a trebuit să stea de partea lui. Adevărul a rămas adevăr, chiar dacă majoritatea celor din Sodoma erau atât de destupați la minte, considerând, a, noi nu mai trebuie să păzim prostiile astea pe care le dă nouă Dumnezeu. Noi avem alte aspirații, avem o altă grilă de valori și de moralitate. Însă adevărul a rămas adevăr. Și ceea ce a spus Dumnezeu că se va împlini, s-a împlinit. Cetățile Sodoma și Gomorra au fost arse. Știți, de multe ori, avem impresia că adevărul trebuie apărat prin vot. Chiar în biserici avem ideea asta că adevărul trebuie apărat prin vot. Nimic mai fals. Uitați-vă la mini care apar în Scriptură și la actele de dreptate și de justiție pe care le face Dumnezeu. Păi a stat el să întrebe, auziți dragilor, cât sunteți de acord în sfatul domnesc sau împărătesc cu ceea ce spun eu. Cât sunteți de partea adevărului? Și dacă voi ziceți în majoritate că este ok, acționez și eu și aduc uh, judecata. Dacă nu, mă supun majorității. <hai>, Hai să nu fim naivi. Dumnezeu nu se ia după procesele astea democratice pentru că în multe acte democratice se încalcă adevărul, se încalcă dreptul, se încalcă dreptatea. Însă Dumnezeu nu se ia după mulțime, după majoritate. Și când el spune că un lucru este păcat, că este greșit, acționează după dreptatea lui, nu după părerile noastre. Sodoma și Gomora au fost arse din temelii fără a avea suportul majorității. Lot a putut să scape sufletul ieșind din Sodoma și din Gomora. O altă dimensiune în ceea ce privește apărarea adevărului și a dreptății. De multe ori credem că pentru a întreprinde ceva sau pentru a face dreptate, oamenii trebuie să fie de partea ta. Și asta este fals. În anumite situații merge. Dacă vorbești de un plan de afaceri, dacă vorbești de o corporație, dacă vorbești de anumite lucruri în care trebuie să faci să construiești ceva împreună cu acei oameni, trebuie să ai de partea ta. însă dacă vorbim de valori, dacă vorbim de slujirea lui Dumnezeu, sunt momente în care s-ar putea să nu ai pe oameni de partea ta. Singurul pe care îl ai de partea ta să fie Dumnezeu. Fiți atenți! Hai să vă dau un, un pasaj biblic ca să nu vorbesc așa din amintiri și să credeți că balivernez. Uh, Moise scosese poporul cu ajutorul lui Dumnezeu din Egipt. Ajunseseră la Refidim, la stânca Horeb. Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care le poruncise Dumnezeu să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Deci nu orice lider și pai fi aplicat acolo, când se loveau de probleme, de neajunsuri, poporul avea un mindset. E de vină Dumnezeu și Moise. De ce ne-a scos din Egipt? De ce ne-a dus în pustia aceasta? Ce facem? Îl omorâm pe Moise cu pietre. Și cârtim împotriva lui Dumnezeu, bineînțeles. Observați? Sunt momente în care s-ar putea ca oamenii să nu fie deloc de partea ta, ba din potrivă, să caute să te mănânce în dinți. Pentru că nu le dai anumite lucruri pe care ei și le doresc atunci, nu când vrei tu, când ți se năzare ție. Atunci. Și asta este maniera oamenilor limitați, cu o, vizi cu o viziune cât se poate de scurtă asupra vieții. Ce vrem? Vrem păpica. Vrem apă, vrem pachete, vrem ajutoare, vrem zahăr, vrem ulei. Asta este viziunea, restul. Ne dai acum, dăm votul. Nu ne dai acum, la revedere. Nu discutăm. Ei, cum să fie atunci apărător al adevărului? Însă și aici, Dumnezeu ne dă o lecție și dă și lui Moise o lecție. Că nu e nevoie atunci când ai o viziune, atunci când vrei să o implementezi, ca oamenii să fie de acord cu ea. E nevoie și este suficient să pășești înainte să știi ce vrei și să le dai oamenilor ceea ce au nevoie, chiar dacă nu sunt de acord cu tine. Îmi place foarte mult viziunea aceasta lui Dumnezeu. În loc să-i spună lui Moise, auzi Moise, fă niște cursuri de leadership, fă niște cursuri și niște terapii de mindset cu poporul ăsta, învață-i să nu mai fie negativiști, da de unde, pierzi vremea de pomană, n-ai cum să-i schimbi. Și oarecum Moise fusese prins în vârtejul acesta și în capcana aceasta a justificării să demonstreze poporului că el le vrea binele, că el luptă, că el este căzut sub povară, ducând toată această problema a lor. Credeți că i-a folosit la ceva abordarea aceasta? <laughs> Fiți atenți la ce a folosit. Poporul stătea acolo chinui de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Asta era problema lor. Atât vedeau. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta încă puțin sau să mă ucidă cu pietre? Căzuse deja în vârtejul ăla. În care poporul pune asupra ta greutăți, poveri, cât mai multe, încearcă să te încarce și tu ești cel care trebuie să le rezolvi. Sunt oamenii care te folosesc pe post de coș de gunoi. Își aruncă tot rezidul emoțional negativ asupra ta și te responsabilizează. Tu ești pastorul, tu ești liderul, tu ești cutare, tu trebuie să rezolvi problema aceasta în felul în care credem noi. Domnul a zis lui Moise, observați maniera în care rezolvă problema sau problemele Dumnezeu. Nu lăsându-l pe Moise să intre în vârtelnița asta în care îl băgaseră cei din popor. Să stea să justifice, să țină spiciuri, să stai, să vedem că... Nu. No. Acțiune. Treci înaintea poporului. Da, Doamne, dar ăștia nu sunt cu mine. Nu contează. În momentul în care ai trecut în față și ai luat o inițiativă și faci lucrul ăsta pentru binele oamenilor, chiar dacă sunt porniți împotriva ta, în momentul ăla se schimbă ceva. Chiar și cei mai împotrivitori și cei mai încleștați și înverșunați împotriva ta, încep să aibă o altfel de atitudine, pentru că tu devii oarecum omul care le rezolvă problema, chit că Dumnezeu vrea o viziune mai largă, dar oamenii care au o viziune scurtă nu pot să-i determin să gândească cu bătaie lungă. Și atunci Dumnezeu le-a spus, treci înaintea poporului, ia cu tine vreo Câțiva bătrâni ai lui Israel. Adică, mai ai niște oameni care să vadă că nu e atât de ușor să duci povara asta a conducerei. Eram într-o biserică și mă întrebau, frații, sunteți după amiază? Da, de ce? Ca să predicați în locul nostru, vai, ne trec toate transpirațiile și to ne, ne clânță ne dinții, suntem atât de, de stresați că trebuie să predicăm, zic, stați, știți? să vedeți cam câte. Uh, emoții simțim și noi ca pastori Sau ca oameni ai lui Dumnezeu Atunci când stăm în față Și primim toate bobârnacele și toate astea Și ziceți, mamă ce ușor e de popi Ce ușor e de cei care predică Ia încerca să vedeți cât este de ușor și jugul acesta Mai e încă vreo șaptezeci Să vadă că nu e chiar așa de simplu Și să mai vadă cei din popor că nu e singur când încerci să iei asupra ta toată povara, să fii singurul luptător al adevărului, pe de o parte îți dă uh, ideea asta că ești un fel de mesia, dar este destructiv și este spulberant pentru tine și pentru persoana ta. N-ai cum să duci povara asta, este prea grea, împarte-o. Când simți că este prea greu, împarte, deleagă sarcini. Mai veniți, uite, ajutați-mă, și voi, și voi, câți? Vreo șaptezeci. Treci înaintea poporului, mai ia încă vreo câțiva dintre bătrâni, ia-ți în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea, asta-și doresc, primul lucru. Și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. <sus> și ghiciți ce? Chiar dacă nu erau de acord cu Moise, chiar dacă nu l-au iubit foarte mult după aceea, măcar l-au respectat pentru că devenise omul care le rezolvă problemele. Pentru cei cu viziunea scurtă, pentru cei care gândeau mai departe, a devenit omul care le oferă viziunea pentru viitor. Nu doar apă, nu doar pâine, nu doar prepelițe, nu doar mană, nu doar lucrurile astea de strictă urgență, ci Moise a devenit cel care are viziunea, purtătorul de vis de ideal pentru poporul acela care era foarte dezorientat în câmpia sau în pustia aceea a Cananului. Sunt mulți oameni care au înțeles că nu pot să fii un apărător al adevărului, ci să stai de partea adevărului. Și mesajul pe care îl transmite Dumnezeu aici lui Moise, trebuie să mergi în față, să fii de partea adevărului, dar să nu crezi că tu faci totul. Doar pășește înainte, fii hotărât, mai ia și pe alții lângă tine și începe să faci ceva. Ce? Dă-le apă, dacă cer apă. Dă-le pâine, dacă cer pâine. Pentru că oamenii aceștia atât văd. În ceea ce privește pe Ilie, omul lui Dumnezeu, tâi împărați, capitolul 17, intră în scenă ca un fel de profet al pierzării. Vine în fața lui Ahab, spune un scurt speech, trei ani jumătate, nu o să plouă după cuvântul meu și pleacă. Cât a putut să stea Ilie în preajma lui Ahab? Nu prea mult. Însă, Dumnezeu transmite și aici un mesaj ca sta de partea adevărului. Nu înseamnă să rostești predici lungi, obositoare, rugăciuni plictisitoare și să ai o religiozitate din asta îmbâxită, coclită care nu are nicio eficiență. Observați omul lui Dumnezeu. Un mesaj scurt i-a pus pe toți pe urmele lui, dar a avut efect. Elie a fost privit ca un profet al pierzării. Bă, asta vine, ne spune doar două, trei cuvinte și gata, nu mai cade ploaie, nu mai vine nimic din cer. Cât de direcții au fost oamenii lui Dumnezeu? Fără spiciuri din alea, împopoțunate, cu apă de roze, frații și surori și tot, 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 și rugăciuni peste rugăciuni și tot felul de floricele din astea. Nu. No. Pe niciunul din oamenii lui Dumnezeu nu se i vedeți cu din astea. Pe prorocii lui Baal, da. Pe aia care numai ziceau din gură și nu se întâmpla nimic, ei aveau nevoie de mult ritual, de multă pompă, de mult fast. De ce? Pentru că nu aveau fapte, nu aveau roade. Și de regulă oamenii care n au fapte, nu au roade, sunt atât de complicați și încearcă să-ți descrie nu știu câte lucruri, ceea ce nu fac ei. Oamenii lui Dumnezeu sunt direcții. Mi-a plăcut întotdeauna maniera directă a oamenilor mari de a spune adevărul. Mi-aduc aminte acum despre Nicolae Iorga, care în perioada legionară, a guvernărilor legionare și în colaborare cu dictatura lui Carol, bineînțeles, a fost un întreg concubinaj acolo, toate partidele politice Căutau să-și tragă de partea lor garda de fier, când liberalii, când conservatorii, când țărăniștii, când ceilalți din garda lui Carol, toți căutau să-și ia ca aliat uh, legiunea, pentru că era un soldat uh, bun de folosit pentru a sluji anumitor interese. Și la un moment dat, uh, regele a înființat uh, o structură și-a dorit să-i atragă pe toți politicienii și academicienii, mai ales în structura aceea construită de către, de către regele Carol și Constantin Rădulescu Motru. Care era atunci directorul Academiei Române, făcea o adevărată pledoarie ca toți membrii Academiei Române să se înscrie în frontul renașterii naționale. Asta era uh, acea structură creată de rege, prin care să-i copteze pe toți academicienii să slujească intereselor sale dictatoriale. La care Nicolae Iorga se ridică și spune: Îmi pare foarte rău, domnule președinte și majestate, academicienii nu sunt o breaslă de bărbieri, tinichigi sau funcționari comerciali pe care să iei de aici, să-i pui și să-i pui în toate partidele și toate organizațiile, păi noi putem să gândim. Eu mă opun acestei, acestei înscrieri forțate în acest front a renașterii naționale. Bineînțeles că lucrul acesta n-a fost de bun augur, felul direct de a vorbi a lui Iorga i-a tras atât antipatia lui Carol cât și a legionarilor și știți mai departe că a sfârșit ucis, asasinat de către legionari. Împușcat ca un câine într-o pădure pe lângă București astfel încât să se dea la o parte acei oameni care sunt direcți, acei oameni care spun adevărul așa cum este. Prea puțin oameni își asumă riscul acesta de a spune adevărul așa cum este. Asta nu înseamnă că adevărul nu rămâne adevăr. Chiar dacă au fost aduși la tăcere acești oameni, acești mesageri ai adevărului și ai dreptății, adevărul a rămas adevăr. Pentru că după aceea s-au întrebat oamenii: Păi de ce a fost asasinat, de ce a fost împușcat chiar? Și până la urmă și-au atras judecata asupra lor. Dacă e să vorbim de Elisei și de blestemele sale, vă aduceți aminte că ori de câte ori mergea într-un anumit loc, Elisei spunea adevărul într-un anumit fel. Și chiar la începutul lucrării sale, când a fost uns ca profet, după ce a despicat apele Iordanului cu mantaua lui Ilie, a lovit cu ea apele Iordanului și Iordanul s-a despicat și... În felul acesta, Oamenii au văzut că adevărul este de partea lui, că Dumnezeu este de partea lui. Elisei a folosit blestemele. Au venit uh, niște copii și au început să-și bată joc de el și să spună, a, suete plășuvule, suete pleșuvule. Și Elisei a blestemat în numele Domnului, iar copiii aceia au fost sfârșiați de doi urși. Erau mulți, erau câteva zeci. Peste 40. A fi uma lui Dumnezeu înseamnă să fii ferm. Asta nu înseamnă că dacă tu dispari, adevărul dispare. Dar atâta vreme cât stai lângă adevărul lui Dumnezeu, ești protejat, îți menții acea direcție. Și Elisei a putut fi cunoscut în Israel ca fiind ca o stâncă. A venit. Copiii aceia i-a blestemat, au murit. Au venit oameni cu probleme care nu știau ce să facă și Elisei i-a ghidat pe calea adevărului. A venit Naaman, împăratul a zis, vai, aduce nenorocirea asupra noastră. Și Elisei nu zice, adă-l încoace că o să știe că este un profet în Israel. A încercat Gehazi să o scalde, să ia mită, să își însușească anumite lucruri. Elisei l-a blestemat și s-a umplut de lepră. Sunt mai puțini oamenii aceștia care să stea în favoarea adevărului, în mod necondiționat. Pentru că, la un moment dat, într-un fel sau altul, suntem ispitiți, suntem cumpărați, fiecare avem un preț și cedăm. Ei, oamenii aceștia ai lui Dumnezeu nu au cedat. Dacă e să vorbim de Mica, Profetul urât de Ahab, care prorocea tot timpul ce nu-i plăcea. Să măsui nu te sui că Dumnezeu nu este cu tine. Ceilalți, 850, sui, te la ramot din Galad că Domnul e cu tine. Te binecuvântăm cu 70 de cruci, cu tot felul de, de ritualuri. Nu i nicio problemă, du-te că Domnul e cu tine. Auzi, mai dai niște bănuți încoace coace, că spunem ce vrei tu. Te binecuvântăm în orice condiții. E bine, bine împărate, nu mai contează. Singurul care zice altfel era mica. Și de aceea era urât de toți. Dacă e să vorbim de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cine l-a condamnat? Gloatele. Gloatele manipulate l-au condamnat pe Isus. Majoritatea. Majoritatea credeau că Isus trebuie să fie condamnat. Înainte cu câteva zile strigau O fiul fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, pentru că ei credeau că. Va aduce împărăția lui David, că le va aduce anumite avantaje, ajutoare, asistență socială, Da, burta plină, asta este interesul. La câteva zile, stai mă, că asta ne, ne ucide neamul, ne termină neamul, le-au băgat în cap cărturarii și farisei. da? Păi acum strigăm invers, răstignește, răstignește-l, chit că mulți dintre ei au beneficiat de slujirea lui Isus Hristos. Au mâncat din pâinile, din pești pe care i-a mulțit, le-a vindecat bolnavi și după aia, acum te condamnă la moarte. Asta nu înseamnă că adevărul ne-a rămas în picioare. Chiar dacă în momentele acelea Isus nu mai avea niciun apărător. Și a venit pilat și a început să uh, ia aerul acela oficial. Păi, știi că dacă mie nu -mi vorbești, eu am puterea să te uh, răstignesc, să-ți dau drumul. Și Isus i-a spus: Nu avea nicio putere asupra mea dacă nu-ți-ar fi fost dată de sus. Păi, ce cu tine? Ce, ce s-a întâmplat? Și eu m-am născut în lume, în lume și am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc despre adevăr. Este singurul care poate să afirme cu toată tăria și să confirme prin viața lui ceea ce a spus. Restul dintre noi, mai devreme sau mai târziu, pălim. Isus este singurul care a stat de partea adevărului până la capăt, care și-a dat viața pentru adevăr și care poate să spună că s-a născut în lumea aceasta ca apărător al adevărului. Restul, nu avem niciun drept să spunem lucrul acesta. Putem să stăm de partea adevărului, putem să uh, iubim adevărul, dar, la nivel absolut, Isus Hristos este singurul care poate să spună că este apărător al adevărului. E plină lumea de oameni care au o manie a persecutaților pentru adevăr. Și își găse tot felul de discursuri din astea acide, ne retragem pe nu știu unde, facem nu știu ce, așteptăm să vină Domnul, pregătim calea Domnului, stăm în apărarea adevărului, a principiilor, a valorilor, povești. Dacă e să fim consecvenți și să fim sinceri cu noi, foarte mulți dintre noi folosim adevărul ca o pârghie pentru interesele noastre. Și dezvoltăm o adevărată manie a persecutaților. Au ceva nu știu cine cu noi. Ne urmăresc, ne caută, ne. Da, de unde? Dacă e să săpăm mai adânc, ne dăm seama că, de fapt, nu are nimeni nimic cu noi. Pentru că nu însemnăm absolut nimic. E doar în mintea noastră. Persecuția aceasta și urmărirea nu știu cui. Și așa ne transformăm noi în apărători ai adevărului. Însă, putem vedea în Sfânta Scriptură că adevărul în nici o ocazie nu are nevoie de apărători. Dacă stăm de partea lui, suntem binecuvântați. Unu, pentru că rămânem consecvenți rămânem credincioși față de Dumnezeu, suntem binecuvântați, conștiința noastră este curată. Chiar dacă vor fi necazuri și probleme și greutăți, avem satisfacția biruitorului, pentru că am mers pe un drum și că am rămas pe calea lui Dumnezeu. Însă și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu tot iese biruitor, pentru că adevărul nu este al meu. Este a lui. Dacă stau de partea lui Dumnezeu, sunt binecuvântat și Dumnezeu poate să mă apere. Dacă, așa cum spune în, în cartea psalmilor, îl fac pe Dumnezeu, cetatea mea de scăpare, turnul meu de scăpare, atunci voi fi binecuvântat și Dumnezeu poate să mă apere, poate să fie lângă mine. Dacă nu, adevărul rămâne tot adevăr. Judecata lui Dumnezeu va fi făcută cu sau fără credința mea pentru că adevărul nu este al meu sau al tău, ci este al lui. Și asta este vestea bună. Că indiferent ce vor alege oamenii, adevărul va rămâne totdeauna în picioare. Și să vă mai spun ceva. Adevărul nu este doar un set de reguli și de principii mai bune sau mai nătânge inventate de oameni, ci adevărul este o persoană este Dumnezeu, este Isus Hristos, pentru că El însuși spune despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Isus este adevărul. Așa că, dacă vrei să te erijezi în apărător al adevărului, gândește-te mai bine. Că, de fapt, nu poți decât să stai de partea Lui și să urmezi pe acela care a fost și este Mântuitorul tău pe Iisus Hristos.